Hei, hei, hei! Eu sunt Stefania și bine ați venit pe canalul meu! Dragilor, în filmulețul de astăzi vom discuta despre ce cărți am citit în ultima vreme până la acest moment al lunii ianuarie. Nu știu exact când o să intre acest filmuleț, dacă la sfârșitul lunii, oricum sigur, sigur, aproape de sfârșitul lunii. A fost o lună foarte bună pentru mine din acest punct de vedere. Spun, repet, până la momentul în care filmez. Am avut spor, mulțumesc lui Dumnezeu că a fost așa, pentru că aveam nevoie de niște titluri noi. Voi discuta despre cărțile pe care le-am citit în ultima vreme, dar altele față de cele pe care le-am menționat deja în alte clipuri mai pe larg, dar pentru că le-am citit, le voi numi rapid. Este vorba despre Viața invizibilă a lui Addie LaRue de V.A. Schwab. VW, nu mai știu cum o cheamă. Am făcut din vlog. Mai vorbim despre Ivy Drake, O ia de la capăt, de Linda Holmes. Am vorbit despre această carte la filmulețul Cărți care te fac să râzi. Mi s-a părut foarte drăguță. De asemenea, foarte drăguță și în cadrul aceluiași filmuleț am discutat și despre Cine a ucis-o pe Nora Jones, de Eugen Ovidiu Chirovici. Dacă vreți să aflați mai multe informații și n-ați văzut acel clip, o să-l las în descriere, ca pe toate celelalte de altfel. Despre Accident la teleportare de Ned Bowman am discutat deja în două clipuri, așa că nu o să o iau de la capăt, pentru că nu vreau să vă plictisesc în cazul în care sunteți la zi cu toate filmulețele și vă mulțumesc mult de tot. Și despre Trei într-o barcă am uitat să o scot din bibliotecă, dar nu mai contează, și despre ea am discutat. A fost foarte, foarte amuzantă cartea. Cum am discutat deja și despre Pui de cotoranță de Margaret Atwood la clipul Cărți inspirate din alte cărți. Și asta mi-a plăcut la nebunie, am devorat-o. Deci sunt acestea patru și cu două din bibliotecă, despre care nu mai vreau să iau de la capăt, așa că haideți să ne concentrăm pe prospături. Voi începe cu o carte pe care am citit-o în luna decembrie, se numește Dovada și este scrisă de Joseph Amiel. Am citit-o din pură întâmplare, pentru că la un moment dat, în perioada Crăciunului, mă prosteam eu cu Elena, cu nepoata mea, și a scos această carte din biblioteca părinților. Și nu știu de ce mai exact, fără niciun motiv anume, și la un moment dat i-am spus, dă-mi și mie puțin să vedem despre ce este vorba. Și efectiv am început să citesc din ea. Mi-am dat seama după copertă că e vorba despre un thriller. Este un thriller old school, publicat în anii 90, care l-are în prim plan pe Dan Laser, un avocat de succes, asemenea autorului de altfel. Acesta ajunge la un moment dat să fie solicitat de o femeie foarte bogată, al cărei soț tocmai fusese găsit mort. Dan Lazar îi cunoștea pe amândoi, bărbatul decedat fiind un magnat al presei din Philadelphia. Avocatul inițial nu a vrut să-i accepte cazul pentru că ei deja erau implicați într-o relație, mă refer la Dan și la Susan, se separase de soțul ei, erau în plin divorț și în momentul în care el a fost găsit mort. Descoperim munca detaliată a avocatului Lazar, dar și sau Lazar, nu știu cum se pronunță, a avocatului, dar și greutatea cazului, pentru că avocatul, iată, avea sentimente față de clienta lui. Și tot timpul trebuia să pună chestia asta în balanță, să se gândească foarte serios dacă dovezile sunt într-adevăr de partea ei sau nu. Lăsând la o parte cazul, mie mi-a plăcut mult de tot povestea bărbatului decedat, Peter Bolter, și această poveste a familiei lui, o familie de renume, veche în Philadelphia, foarte bogată, care deținea o mare parte din publicațiile din Philadelphia, dar iată că tatăl lui Peter a simțit nevoia să aibă foarte mare grijă cum își împarte averea, asigurându-se că nici Peter, nici fratele lui nu au control total asupra afacerilor de familie, având cea mai mare încredere fix în Susan, în nora lui. Vă dați seama ce orgoliu a scos chestia asta la suprafață în Peter și ce fel de relație disfuncțională a creat între ei.
Thrillerul este mai mult înclinat către logica avocatului și mai puțin pe acțiune și îmi place și chestia asta. Scena procesului, bineînțeles că mi-amintește mult de tot de scena aceea foarte, foarte lungă a procesului lui Lisbeth Salander din Millennium, care mi-a plăcut la nebunie. Și mi-a mai plăcut că povestea cazului în sine nu a fost atât de întortocheată încât să nu pot să țin deloc pasul cu ea. Cărțor School, eu zic că da, s-ar putea să mai iau așa câte una din Biblioteca Părinților. Trecem mai departe la prima carte de ficțiune istorică, probabil că o pot numi așa, pe care am citit-o anul acesta, fiind vorba despre Mary de Aris Fioretos. În Mary vorbim despre viața unei tinere care se schimbă într-o clipită. Ne aflăm în Grecia în 1973, în timpul revoltei de la Politehnică de la Atena, împotriva juntei militare, un eveniment real, iar povestea lui Mary este inspirată din acest context sociopolitic. Existând posibilitatea, dar nu sunt sigură, ca numele personajului să fie inspirat din una dintre cele mai cunoscute oratoare ale revoltei, pe nume Maria Damanaki. Mary era o tânără studentă la Politehnică. Aceasta ardea de nerăbdare să îi dea o veste iubitului ei. Nu pot să vă zic despre ce este vorba, pentru că am spus că nu mai dau spoilere, dar îmi este foarte greu să vorbesc despre o carte fără să dau nicio informație, pentru că vă povestesc despre ce, practic. Dar voi încerca. Iubitul ei era unul dintre fondatorii postului de radio care încuraja această revoltă, dar iată că nu a mai apucat să-i spună ce avea de spus, pentru că este arestată din fața Politehnicii. De acolo viața ei se schimbă complet până la un anumit punct când s-a întâmplat ceva, n-am voie să spun ce, mi s-a părut puțin plictisitoare cartea, adică nu plictisitoare, greoaie, dar de la acel punct încolo cumva lucrurile s-au mișcat și a devenit foarte interesantă, foarte emoționantă și destul de captivantă, deși trebuie să recunosc că nu mi-a plăcut deloc finalul. Nu am înțeles ce s-a întâmplat acolo, adică am înțeles finalul, dar nu am înțeles decizia ei. Mi s-a părut așa că e ca și cum a avut un balon de care a avut grijă, un balon. Știți? Și a încercat foarte tare să-l protejeze în condițiile în care afară era, să spunem, cea mai mare furtună, ploua cu gheață, cum să zic, alegând la final să spargă ea balonul. Adică a fost așa o chestie care m-a dat puțin peste cap. Dacă ai ales atâtea luni de zile în condiții atât de precare să ai grijă de acel balon, de ce Dumnezeule mare îl spargi singură? Mă rog, sunt foarte multe implicații la mijloc și le pot înțelege și pe asta, dar nu sunt de acord cu ele oricum. În schimb, mi-a plăcut foarte mult scrierea, mi s-a părut foarte frumoasă și mereu mă simt super prost când folosesc astfel de expresii, dar efectiv a fost scrisă foarte frumos. Se vede că autorul, al cărui tată era grec, a vrut să-și onoreze originile. Trecem mai departe la Lapte fierbinte de Deborah Levy. A venit în sfârșit momentul să citesc această carte, de care uitasem, trebuie să recunosc. Mi-am amintit de ea în momentul în care am făcut în timpul bookmas-ului filmulețul cărți care mi-au scăpat, cred că ceva de genul ăsta. Uitasem pur și simplu de ea. Vorbim despre o carte care, din punctul meu de vedere, are ca personaj principal relația mamă-fică. Una dintre cele mai interesante și mai disfuncționale relații pe care le-am găsit eu. Există foarte multe lucruri de spus aici. Cu siguranță că o să-mi fie un pic mai greu să vă povestesc fără să dau spoilere, dar am să încerc. Este vorba despre două britanice, Sofia și mama ei, Rose, care ajung în Spania în timpul verii la o clinică privată pentru că mama... în această relație Rose, suferea de o oarecare paralizie pe care nu o putea explica niciun medic. După toate analizele pământului făcute în UK, nu au găsit sau nu i s-a putut pune niciun diagnostic, așa că au ales să meargă în Spania la această clinică,
pentru a încerca să afle de fapt ce s-a întâmplat. La această clinică, cele două întâlnesc un doctor care are mai multe lucruri de spus decât și-ar fi dat seama vreodată Sophie despre mama ei și boala ei, atât din punct de vedere fizic cât și din punct de vedere psihic. Bineînțeles că ideea de bază este că Sofia, acum ajunsă adultă, trebuie să aibă grijă de mama ei și este singura care poate face acest lucru pentru că tatăl ei, Greg, le părăsise atunci când ea era destul de mică. O să fie un spoiler să spun că mama Sofiei găsește din punctul meu de vedere niște metode ingenioase și foarte bine ascunse de a se răzbuna pe ea pentru faptul că a părăsit-o soțul. Pentru că într-un fel și fizic probabil că îi amintea de soțul ei, dar și acea frustrare psihică care are foarte mare legătură cu tot parcursul cărții. Este practic unul dintre cele mai nenorocite lucruri pe care le poți face copilului tău, iar toate aceste aspecte sunt foarte bine conturate și îmbrăcate așa într-o atmosferă de caniculă și arșiță, care practic este un fel de metaforă către relația dintre ele două, eu așa stau și mă gândesc. Sophie era confuză din foarte... De ce tot zic Sophie? Sofia era confuză din foarte multe puncte de vedere, începând de la partea sexuală până la partea de încredere în sine, pentru că e clar că nu avea nici chestia asta, dar iată că în acea perioadă are o traiectorie și sper, pentru că finalul este foarte ciudat și m-a supărat tare de tot, dar în mintea mea sper că a ajuns unde trebuie. Mergem mai departe la penultima carte de pe lista noastră și anume la Pe urmele tatălui, scrisă de Mireia Abramovici. Știți că vă spuneam la momentul în care v-am arătat această carte că n-am știut că e vorba despre o autoare româncă. S-a născut la Nisa, însă părinții ei erau evrei români care au emigrat în Paris cu foarte puțin timp înainte să înceapă cel de-al doilea război mondial și tatăl ei a fost arestat cu 10 zile înainte ca ea și sora ei se nască pentru că au fost două surori gemene. Având și o soră mai mare, deci practic erau 3 fetițe, mama ei a rămas efectiv singură într-o țară străină cu 3 fetițe mici, dar și povestea mamei m-a impresionat foarte tare pentru că a fost o femeie foarte puternică și a luptat mult de tot și a și reușit, iată. Practic aici Mireia Abramovici reconstruiește parcursul unei căutări cumva, pentru că ea voia să știe efectiv ce s-a întâmplat cu tatăl ei. După ce a fost arestat, nu a mai apărut niciodată, nimeni nu l-a mai văzut, nimeni n-a știut nimic de el și a călătorit aproape prin toată Europa în încercarea de a găsi un răspuns. Cartea este într-adevăr emoționantă. Mi s-a părut interesant să văd cum percepe autoarea relația cumva cu bunicii români, cu familia ei din România. Încheiem clipul cu cel mai citit roman din Italia din anul 2014, fiind vorba despre Fica Papei de Dario Fo, o altă carte de ficțiune istorică. Cartea este scrisă de un om de teatru, așa cum spuneam, Dario Fo, și o reimaginează pe Lucreția Borgia, o femeie care a fost mereu neîndreptățită din punctul de vedere al autorului, din cauza faptului că tatăl ei a ajuns să fie papă. Nu ții minte niciodată, papa Alessandru al VI-lea. Da. Dar și din cauza fratelui ei, care ar fi făcut absolut orice pentru putere. Nu sunt foarte familiarizată cu povestea și cu zona asta a istoriei, dar pot să-mi dau seama și în special din scrierile lui Dario Fo, cât erau de dezmățați fraților și de ipocriți. Chestia asta mă scârbește maxim. Autorul o vede și o prezintă pe Lucreția Borgia ca fiind o femeie foarte inteligentă, foarte sensibilă, înțeleaptă, dar și foarte, foarte ghinionistă. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult,
În primul rând, faptul că e o carte de dimensiuni mici, se citește foarte repede. Mi-a plăcut că mi s-a părut așa că sunt într-un fel de monolog al autorului. Citesc practic un monolog al autorului pentru că el avea intervenții foarte dese la adresa unora dintre evenimente, ca să spun așa, în care efectiv îi spunea punctul de vedere. Și mi s-a părut foarte, foarte tare chestia asta. Este o descriere pe spatele cărții care m-a amuzat maxim. Zice, la drept vorbind, puține biografii sunt mai elaborate decât această ficțiune. Dintre toate cărțile despre care v-am vorbit astăzi și în clipurile trecute, mi-a plăcut cel mai mult Pui de cotoranță, mi-a plăcut Addie LaRue și Accident la teleportare. Astea cred că sunt cărțile mele preferate de până acum, dar bineînțeles că în acest moment în care filmez acest clip, citesc și Cormoran Strike, așa că probabil că va fi și el în top. Dragilor, acesta a fost filmulețul de astăzi. Sper din suflet să îmi povestiți și voi despre cum a decurs lectura luna aceasta, dacă ați avut timp și dacă da, ce ați citit, ce v-ați dori să citiți. Haideți să vorbim în comentarii ca de obicei. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Să aveți o zi super, super bună. Ne vedem data viitoare. Pupa!